Dragi ascultători, vă salut cu căldura! Eu mă numesc Valentina Miron și voi modera astăzi emisiunea Educație pentru Viață. Iar invitata mea de astăzi este doamna Svetlana Șișcanu, psiholog, psihoterapeut. Doamna Șișcanu, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Continuăm să discutăm despre emoții. Astăzi este foarte actual să discutăm despre frică, ce este frica, cum o gestionăm noi, adulții, dar cum îi ajutăm și pe copiii noștri să o gestioneze. Spuneți-ne, pentru început, cum ne influențează pe toți starea aceasta alarmantă, care este acum, de fapt, aș zice că fiecare o trăim și fiecare o simțim? E o emoție normală pe care o trăim acum, fiindcă, de fapt, fiecare om și fiecare ființă reacționează la pericol. Or, frica este reacția noastră la pericol. Ceea ce ne face să ne punem în gardă sau să înțelegem că integritatea noastră sau viața noastră nu este în siguranță. Și aceasta ne dă stare de frică. Ține de cum trăim această frică sau cum, cum percepem această frică. În moment când creierul nostru este determinat de frică, noi nu putem fi în prezent. Deci Asta. este starea de ce va fi, cum va fi, scenarii diferite, ce voi face, cum voi face, cu toate că îmi dau bine seama că eu nu știu dacă voi reuși să fac lucrul ăsta sau uh, care vor fi circunstanțele în care eu voi reacționa. Dar uh, pentru a înțelege că dacă vreau să fiu conștient de ce, ce se întâmplă la moment, este important să, să mi ajut creierul meu să fie aici și acum. Să înțeleg că ce ce se întâmplă în jurul meu, eu pot găsi siguranță, eu pot găsi soluții. Aceasta este primul lucru pe care este foarte important să ajutăm creierul nostru să înțeleagă că ce ce se întâmplă la moment, da, poate fi pericol, dar poate fi niște lucruri pe care să ne perturbeze activitatea, ceea ce se întâmplă cu noi. Da. Dar în orice situație putem găsi niște soluții care să fie cât de cât adecvate vieții și sănătății noastre. Am chiar o întrebare aici, care a venit de la o ascultătoare. Ea zice, ce fac dacă simt că frica mă copleșește? De când a început războiul nu mănânc normal, nu pot dormi normal. Tresar la fiecare sunet. Mă descart pe toată lumea. E ceva specific astăzi fiindcă atunci când frica ne copleșește și frica ne determină activitatea și gândul îmi vine complicat să fiu eu însumi și atunci ea controlează emoțiile și viața și eu nu pot să-mi gestionez nici acțiunile, nici gândurile și nici activitatea mea cotidiană. Așa. Primul lucru pe care este foarte important să-l să fac este să îmi dau spațiu să trăiesc această frică, să o recunosc. Da, mie mi este frică. Da, la moment înțeleg că este pericol. Spuntare chiar? Spuntare. O spun tare și mi-o recunosc, recunosc, de foarte multe ori este chiar comod, adică este important să-mi văd și fața în oglindă, Așa. să mă privesc în ochi. Da, îmi este frică. Da. da, sunt niște pericole care pot fi reale. Dar eu sunt aici și acum și îmi dau voie ca să-mi trăiesc viața mea calitativ. Ori, percepând că uh, calitatea vieții mele se duce la nivel zero atunci când uh, permit fricii să-mi controleze viața, deci atunci uh, este foarte important ca eu să-mi dau seama că eu sunt cel care. Uh, dau creierului meu această alimentație. Îl când alimentați spuneți, cu ceva. Da, când spuneți că pot să-mi trăiesc viața calitativă, la ce vă referiți? Pentru că calitatea este diferită acum, în perioada asta, când nu este da. frică. Am gestionat starea mea și acțiunile mele pe care eu le fac, gândurile mele. Da. Deci eu pot să mă gândesc uite, mor oamenii, asta este strașnic, da. că pot veni o buze asupra noastră, dacă următorul pas ce va fi și cum va fi, sau să zic, eu sunt aici, eu sunt în siguranță, eu acum trăiesc, eu acum îmi dau voie să respir atunci când îmi vine mai complicat să, să, gestionez starea respir, inspir, beau un pahar cu apă și îmi pun întrebarea ce pot face eu acum ca să fiu realmente, să ies din situație. Ce aș putea face? Ce ar putea face de, de fapt de tă, o persoană când este în așa stare? În primul rând sunt respirațiile pe care, sunt, așa. pe care le facem. Eu, cel mai frecvent este eu, în ajutor vine inspirație pe nas, expirație pe gură. Cât timp? în dependență de cât de, cât de puternic este. Deci, ca de obicei, ne dăm voie să vedem unde stă starea aceasta de frică în corp. De obicei, este undeva în corp. Ea poate fi în cap, în piept, în stomac, în mâini, poate fi în foarte multe situații. Depinde de corpul meu cum percepe această stare. În moment când o determinăm în corp, începem să respirăm cu ea. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură, dar ne imaginăm că inspirăm și expirăm cu această stare, cu această parte a corpului unde este blocajul. Așa. Fiindcă este un blocaj undeva în corpul nostru care nu ne permite să, să fim uh, realmente aici, acum. Și în moment când ne detașăm un pic de starea aceasta, deci uh, corpul începe să percepe lucrurile altfel. Așa. Diferite persoane reacționează diferit la frică. Observăm chiar și în țara noastră că fiecare este, cumva se manifestă diferit. Care ar fi cele mai importante sau principalele moduri de a reacționa la frică? Cum ați spus, este foarte diferit. Cineva are dureri de stomac. Cineva îl doare capul, cineva se strânge pieptul Cineva nu poate respira Cineva are stare de pe, Prefer să se închidă în casă Sau să fie în spații închise Unde consideră că este în siguranță cât de cât E foarte, foarte diferit Cineva are și vome Cineva are stări de, de neconcentrare Incapacitatea de a se concentra Este foarte, foarte diferit Dar orice simptom care apare în situațiile respective Deci noi putem să ajungem la conștientul și subconștientul nostru, prin conștient, pentru a putea să-l gestionăm cât de cât. Sau cel puțin a face tehnici de respirație, a uh, mă concentra pe ceea ce pot eu face acum. Realmente, eu pot să fac asta, deci eu mă concentrez la ceea ce fac acum și aici. Adică conștientizare, iarăși, revenim la acum. Doar ce conștientizare. Fac eu acum și îmi găsesc ce să fac acum, așa ca să mă simt că trăiesc. Da? Și, trăiesc să mă plin... simt util și să-mi dau cât de cât spațiu pentru a respira sau pentru a înțelege că eu uh, sunt acel care îmi creez acest pericol. Fie el este real, fie că el este ireal. Da, un război este real, strașnic și este complicat. Dar în, în percepția mea sau în cunoștințele mele despre război sunt foarte multe, multe lucruri. Deci eu pot să le, să le, schimb cu starea de aici, acum să înțeleg că cunoștințele mele despre război care au fost din cărți, din istorie, din nu știu ce, asta au fost. Eu pot să schimb, fiindcă astăzi este cu totul altceva. Și eu pot să încerc să mă plâng pe starea pe care este, să-mi dau stare de frică încă și mai mare, sau să-mi pun întrebarea ce pot eu face acum pentru a ajuta sau am am da mie o stare de bine cât de cât, posibil, evident, și să-mi dau o stare de, uh, am, am dat această libertate de a fi eu însumi. Care sunt comportamentele care ne amplifică starea de frică? În primul rând știrile pe care vin de toate părțile și discuțiile despre lucrurile strașnice care sunt și care pot fi. Orice acțiune și orice discuție despre lucruri strașnice, creierul meu o percepe ca pericol primul lucru pe care este, este să aleg informația pe care eu o citesc, o aud și o prelucrez și dau voie să meargă în interiorul meu. Asta este primul lucru pe care este foarte important actualmente să o fac. Și în calitate de părinte, dacă sunt, în primul rând îmi dau stare de um, percepție că sunt adult. Și tot ce simt eu și tot cei ce gestionez eu sau nu gestionez, Transmit copilului și copilul percepe aceasta de două, trei ori mai puternic. E foarte important ce aici. spuneți care am vrut să ajungem aici, pentru că emisiunea noastră este dedicată în special părinților. Dar ce facem noi, ca părinți? Este foarte important în această perioadă să înțelegem că a le da siguranță copiilor noștri este în forța noastră. Dar este important să vorbim despre fricile noastre, să vorbim despre ele. În mod inteligent a vorbit că uite, asta se întâmplă, se întâmplă în jurul nostru, se întâmplă în țara vecină, dar noi suntem în siguranță. În moment când pot fi situații de pericol, noi găsim soluții în orice situație. Dar o spunem calm, sau cum o spunem, că de multe ori noi suntem în panică și o băgăm în panică și pe copil pe asta și contează cum o spunem, fiindcă dacă zic nu mi este frică, dar ochii sunt mari și nu pot respira și respirația este foarte deasă și am tahicardie, mod normal că lucrurile astea se percep. Este starea mea de liniște și de calm, maximal posibil este să înțeleg că eu pot găsi soluții în orice situație. Nu contează ce soluții, dar eu găsesc soluții și atunci creierul meu percepe că asta poate fi o ieșire sau niște situații în care eu am să le găsesc cumva să mă, să mă descurc. Uneori copiii nu manifestă emoții Dar um, cu timpul îți dai seama Că totuși trăiesc foarte intens Al suprafației parcă arată în regulă Parcă tot așa se joacă Parcă tot așa se manifestă uh, Dar de fapt ascund în ei niște frici foarte intense Așa în prezent faptul că foarte mulți copii Vorbesc despre suicide și ei zic că nu este legat cu război Uite Cum mi explicați acest fenomen? Faptul că copiii nu vorbesc despre asta Asta nu înseamnă că ei nu, nu le manifestă Fiecare copil manifestă frica diferit Cineva se inhibă cineva se închide, cineva strigă, cineva este foarte iritat, cineva poate să dea stări de dureri de stomac sau să zică că are grețuri. Asta to toate sunt simptome ale fricii. Și atunci când înțelegem că copilul are o frică, este primul lucru care este foarte important este să-i validăm frica. Cum? Înțeleg că aceasta se întâmplă, și știu că ai auzit niște informații foarte dure pe care, pe care acum se vehiculează, dar este foarte important să înțelegi că tu ești în siguranță și noi suntem împreună, și orice s-ar întâmpla, noi găsim soluții. Dar este important să-mi pun mie starea aceasta de cât de cât să cred. Cei ce spun copilului? Să cred cei ce spun copilului, fiind copilul nostru tot timpul ne, ne scanează și orice emoție pe care o trăim de facto, el o percepe acea emoție, nu cei ce spunem noi, dar cei ce trăim. Și foarte bine ne percep și ne, ne, simt la distanță cei ce trăim noi. Fiindcă de foarte multe ori le zici una și ei ne privesc cu ochi și spun nu, eu înțeleg cu totul altceva. Și conștient, poate nu înțeleg, dar inimioara lui înțelege alt, cate, alt Și atunci el percepe aceast, acest pericol de câteva ori mai amplificat decât ceea ce transmitem noi. Dacă revin tot la acest aspect, iată, e copilul meu, la grădiniță, în grup discutau copiii toți, vorbeau despre război. Și odată vine acasă, săptămâna, odată, săptămâna trecută, deja de pare că timpul ăsta este foarte lung, aceste 10 zile în paroveșnicie, Vine acasă și îmi zice: Gata, războiul s-a terminat. Cât e frumos. Eu mă uit la el și zic, da de unde știi Educatoarea ne-a spus, a auzit că noi vorbim despre război Și ne-a zis că gata, războiul s-a terminat Și cumva așa triumfător o Că gata, nu mai este pericol Spuneți-ne rog, cum procedăm în situația respectivă Pentru că de fapt războiul încă continuă Și oricum copilul va auzi Azi, poi mâine, azi mâine, va auzi că încă, încă mai este Cum procedăm în situația asta? Îi spunem că educatoarea nu are dreptate Sau continuăm că, că e în regulă Este foarte important să Ajutăm să înțeleagă copilul cu și educatoarea dreptate În moment când noi nu validăm gândurile sau ceea ce a spus educatoarea Noi infirmăm această idee și o punem la nivel mai jos Pe care el nu va crede mai departe Nu va crede educatoarea nu va crede când educatoarea. îi vei spune ceva da, Și nu va fi pentru el o persoană validă, o persoană de încredere Sarcina noastră este să zicem, da, uite, sunt unele situații unde s-a terminat războiul. Așa. Mai sunt alte situații în lume unde poate mai fi și mai este încă niște lucruri, uite, acolo a fost o victorie, aici încercăm să găsim o variantă nu de a spune o minciună, dar de a-i valida starea și de a aduce la nivel că și ea are dreptate și mai sunt și alte variante de adevăr. Da, și copilul se simte în siguranță în așa mod. Este foarte important să punem copilul ca să înțeleagă că el este în siguranță și la grădiniță și acasă. Că educatoarea care este la grădiniță, ea are dreptate. Noi nu știm în ce context a spus ea acest lucru. Care a fost percepția copilului, fiindcă este una ceea ce se spune și este altceva percepție pe care o am eu. Și atunci când îmi doresc foarte mult să găsesc un răspuns și îl caut, atunci acest răspuns eu îl găsesc. Dar este important pentru părinți ca să dea această validare, această stare de, să zic eu, siguranță, că copilul este în siguranță la grădiniță și este în siguranță acasă. Când ne adresează copilul întrebări, că el poate veni cu diferite întrebări. De exemplu, al meu vine și mă întreabă, dar în casa noastră nu va intra nimeni? Are, are așa momente. Iată cum procedăm, cum răspundem sau nu răspundem la întrebări, sau neglijăm. Zicem, nu, nu trebuie să vorbim despre asta. Orice neglijare copilul o percepe ca frică. Așa. Deci el are nevoie de un răspuns, un răspuns foarte clar. Și acest răspuns trebuie să fie, sau este important să fie cât mai adevărat posibil. Să fie un adevăr, dar spus în așa mod ca copilul să-l perceapă ca siguranță. În casa la noi, intrăm noi, intră rudele noastre, intră oamenii în care avem încredere. Noi, deci, suntem în siguranță, suntem în protecție. Și este foarte important să știi că noi suntem lângă tine. Și el va percepe că el, în casa lui, el este în siguranță. Da, și nu va fi frică, nu avea coșmaruri. Și asta va fi că el este în siguranță lângă părinții lui și chiar dacă intre cineva, aceasta este ok, este cu percepția, cu permisiunea părinților și el este în siguranță. că se întâmplă în situațiile respective să vină rude, să vină oameni care, care aveți nevoie să intre în casă. De deci ce este important ca copilul să înțeleagă toți, toți cei care vin în casă sunt cu acceptul nostru și noi suntem în siguranță cu oamenii care vin observăm o multă agresivitate acum și printre copii dar și printre adulți. Este aceasta o manifestare a fricii? Absolut. Atunci când eu percep că undeva este o frică sau este un pericol care este în exterior, care îmi determină starea mea, eu nu mă pot concentra pe ceea ce fac eu acum, dar este planuri, este gânduri, ce voi face sau cum voi ieși din situație, cum să mă apăr. Așa. Și atunci, involuntar, apare agresivitatea, fiindcă nu sunt lucruri pe care eu le aștept. Sunt așteptările mele de la niște lucruri și sunt vin cu totul altceva și atunci eu încerc să mă apăr. Și cum o diminuiezi? Iarăși sunt lucruri, respirația în moment când eu conștientizez că lucrul ăsta se întâmplă, respir, îmi dau voie să văd ce emoții trăiesc, ce îmi declanșează această emoție, unde vreau să ajung și merg spre ea. Domnule Șeșcanu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste recomandări foarte utile în această perioadă. Vă doresc, dumneavoastră, pace în suflet și pace în jurul nostru. Să dea Dumnezeu, vă mulțumesc foarte mult și este foarte important că în, acest, în aceste clipe este uh, primordial să punem în gândurile noastre, în sufletele noastre, în corpurile noastre, lumină pentru a trage lumină. Așa este. Dragi ascultători, vă mulțumesc că ne sunteți alături. Vă reamintesc, puteți audia, viziona emisiunile noastre pe pagina de Facebook Educație pentru Viață la Radio Vocea Speranței Moldova sau pe site-ul radioului www.revesie.md. Pace în suflet și pace în lume!